Este extraordinar tabloul pe care Biblia îl prezintă atunci când vorbește despre intervenția lui Dumnezeu în împlinirea făgăduințelor sale. Dumnezeu a promis evreilor că îi va elibera. Și nu doar celor pe care El i-a eliberat acum, ci Dumnezeu a promis strămoșului lor, Avram, cu 400 de ani în urmă. Ceea ce promite Dumnezeu nu uită, ci își aduce aminte și împlinește exact la momentul făgăduit. Dincolo de toată împotrivirea oamenilor, dincolo de necredința copiilor săi care au primit făgăduința și care vor fi beneficiari, este planul lui Dumnezeu, este hotărârea sa, este intervenția lui și realizarea sa. Este foarte important să observăm în ocazia aceasta ceea ce înseamnă pentru evrei intervenția lui Dumnezeu, eliberarea lor, minunea eliberării lor. Cât de importantă este atitudinea pe care noi o avem atunci când beneficiem de o intervenție a lui Dumnezeu. Poate că în viața noastră nu am trăit momente senzaționale, spectaculoase, uimitoare, așa cum evreii au avut posibilitatea, văzându-L pe Dumnezeu, intervenind pentru protecția lor și pentru pedepsirea egiptenilor. Însă, prin faptul că noi suntem astăzi în viață, așa cum suntem, trebuie să fim conștienți că Dumnezeu a făcut minuni pentru salvarea noastră. Pentru că Satana de multe ori a dorit să ne distrugă, a dorit să ne aducă necazuri, să ne pună piedici, să ne blocheze, să ne șteargă viața. Dumnezeu însă a intervenit în viața noastră pe când noi încă nu-L cunoșteam și ni s-a părut că am fost norocoși, ni s-a părut că am fost isteți, că am fost inspirați și n-am făcut un lucru sau altul. În realitate, faptul că suntem astăzi în viață așa cum suntem este o dovadă a minunii lui Dumnezeu sau a uneia dintre minunile pe care Dumnezeu le-a făcut pentru noi. Însă este important să vedem ce așteaptă Dumnezeu de la noi atunci când El ne aduce aminte că ne-a salvat, că a intervenit într-un mod personal pentru fiecare dintre noi. Urmărindu-i pe evrei, aș dori să privim împreună în mod paralel ceea ce se întâmplă și să învățăm din ceea ce așteaptă Dumnezeu de la noi. În ziua aceea, spune Sfânta Scriptură, Domnul a izbăvit pe Israel din mâna egiptenilor. Israel a văzut pe egipteni morți pe țărmul mării. Este posibil ca dintr-un instinct al situației în care se găseau ei, evreii să-i fi jefuit pe acești soldați egipteni morți. Cu siguranță le-au luat armele pe care le-au folosit mai târziu în luptele amaleciților, împotriva amoriților și împotriva altora. Însă Domnul a salvat pe Israel în ziua aceea din mâna egiptenilor. Tot ceea ce Dumnezeu făcuse până acum, minunile Lui, plăgile, călăuzirea, trecerea prin Marea Roșie, toate aceste lucruri erau dovezi clare că Dumnezeu va împlini ceea ce a promis, și anume să-i izbăvească. Izbăvirea aceasta nu înseamnă doar protecție, ci înseamnă și eliberare totală și deplină. Putem spune că izraeliții au trecut de la amenințarea cu moartea pe care egiptenii conduși de faraon au făcut-o deseori, către o viață nouă. Putem să vorbim și Biblia vorbește despre trecerea prin Marea Roșie, chiar dacă au trecut ca pe uscat. Trecerea prin Marea Roșie este un simbol al trecerii prin botez a celor care doresc să încheie legământ cu Dumnezeu,
a celor care doresc să se lase eliberați de Dumnezeu din robia păcatului. Trecerea prin Marea Roșie este un simbol al botezului la care Dumnezeu ne cheamă pe toți să facem parte. Dumnezeu a izbăvit pe Israel în împrejurări aparent imposibile și a demonstrat credincioșia față de Israel, față de tot poporul său și față de strămoșii poporului Israel, spuneam despre Avraam. Spurgeon a povestit întâmplarea unei bătrâne credincioase care s-a întins pe patul ei de moarte și a declarat că Iisus nu o va părăsi niciodată, pentru că El a promis aceasta. Domnul a zis, în fiecare zi voi fi cu voi, până la sfârșitul veacului. Bătrâna aceasta trăia cu actualizarea zilnică a acestei făgăduințe. Cineva însă a întrebat-o pe bătrână. Să presupunem totuși că El nu și-a ținut promisiunea, iar tu nu vei fi mântuită. Ce se va întâmpla? Bătrâna a răspuns. Atunci, Dumnezeu ar fi mai învins decât mine. Este adevărat că mi-aș pierde sufletul, dar Dumnezeu și-ar pierde toată cinstea și toată slava Lui dacă nu ar fi adevărat, adică dacă nu ar împlini ceea ce a promis. Foarte interesantă logica acestei femei. Ea se bazează și crede permanent că făgăduința lui Dumnezeu este o realitate. Dacă Dumnezeu nu își împlinește făgăduința, El își pierde slava, cinstea, încrederea, credincioșia. Dar lucrul acesta nu se întâmplă. Motivul lui Dumnezeu pentru a ne elibera nu este doar dragostea Lui pentru noi, ci este și dorința Lui de a-și păstra propria glorie și onoare. Pentru că prin eliberarea celor păcătoși, Dumnezeu primește o veșnicie nesfârșită, laudele, adorarea, gloria și slava celor pe care El i-a salvat. Israel a văzut pe egipteni morți pe țărmul mării. Acum, fiarele și păsările de pradă au fost chemate să mănânce carnea căpeteniilor și a oamenilor puternici. Același lucru se va întâmpla și în Apocalipsa. Însă ceea ce face o atracție deosebită asupra acestor cuvinte, egipteni morți pe țărmul mării, face referire la faptul că egiptenii erau foarte atenți în îmbălsămarea și păstrarea trupurilor conducătorilor lor. Vezi mumiile, piramidele, îmbălsămările. De aici însă se revarsă disprețul cel mai mare asupra tuturor conducătorilor Egiptului, pentru că nimeni nu i-a îmbălsămat, nimeni nici măcar nu i-a îngropat. Ei au fost mâncați de păsările cerului și de peștii mării. Acum, peștii mării zac mormane și grămezi, ca și gunoi pe pământului. Imaginea celor morți arăta spre un triumf mai mare al izraeliților și îi încuraja mai mult să creadă eliberarea lor. Întotdeauna ceea ce privești influențează inima. Creștinul înțelege prin aceasta că niciun obstacol nu poate să-l împiedice. Așa cum marea nu l-a putut împiedica pe Israel. Dar mai mult de atât, moartea însăși va fi pasul spre viața veșnică, așa cum marea a fost pentru evrei, dar în prezența lui Dumnezeu. Credincioșii știu, așa cum spunea Domnul Iisus, spunându-i Martei și Mariei, că cel ce crede în mine, chiar dacă a murit, nu va pieri niciodată. Lucrul acesta ne ajută să înțelegem că chiar dacă sunt amenințări, chiar dacă Dumnezeu îngăduie să vină moartea,
împăcându-ne cu Dumnezeu, fiind împăcați cu Dumnezeu, viața veșnică este pregătită și clipa următoare a morții, la înviere, cei credincioși vor primi făgăduința și moștenirea vieții veșnice. Cadavrele soldaților egipteni au mărturisit în mod dramatic și definitiv faptul că eliberarea lui Israel din Egipt a fost reală și completă. Armata lui Faraon, cu sutele ei de care, a fost cea mai puternică mașină de război din vremea ei. Însă, oricât de puternică, nu se potrivea cu puterea lui Dumnezeu. Mântuirea lui Israel este punctul culminant al tuturor lucrărilor puternice pe care Dumnezeu le-a desfășurat și pe care noi le-am citit în capitolele precedente. Din nou însă vedem aici un contrast izbitor între Israelul salvat și egiptenii morți. Până acum, descrierea era cea care arăta superioritatea egiptenilor. Israeliții erau condamnați la moarte. Însă, distinția pe care o făcuse Iehova în timpul plăgilor, distinția între Israel și Egipt, este acum desăvârșită. Acest lucru este foarte important să-l reținem, pentru că se aplică și pentru mântuirea mea și pentru mântuirea ta, cât și pentru eliberarea dintr-o încercare care ne aduce deseori la descurajare uitându-L pe Dumnezeu. Dacă treci printr-o încercare dificilă, este bine să citești cuvintele triumfătoare pe care Sfânta Scriptură le-a precizat în Epistola către Romani. Dacă Dumnezeu este pentru noi, cine va fi împotriva noastră? În toate aceste lucruri, spune Apostolul Pavel, în tot ceea ce ni se întâmplă, suntem mai mult decât biruitori prin acela care ne-a iubit. Este foarte importantă această exprimare, mai mult decât biruitori. Ce înseamnă? Ce înseamnă mai mult decât biruința? Înseamnă că biruința este reală, este completă și pentru totdeauna. Mai mult decât biruitori înseamnă că niciodată nu vei mai fi supus păcatului. Și aceasta înseamnă eliberare, aceasta înseamnă mântuire. Pentru că mântuirea nu înseamnă doar eliberare, ci și puterea de a nu mai cădea niciodată sub jugat păcatului. Dacă Dumnezeu este pentru noi, cine va fi împotriva noastră să ne îndoim de biruința pe care Dumnezeu ne-a pregătit-o? Aceasta însă ridică o ultimă întrebare. Dacă Dumnezeu nu te eliberează, atunci ce ar trebui să faci? Faptul că Dumnezeu te ascultă mereu și te ajută este o dovadă că Dumnezeu te iubește. Dar ce se întâmplă atunci când Dumnezeu nu te salvează, ci îngăduie suferință, îngăduie anumite piedici? Înseamnă aceasta că nu te iubește atunci? Când o mamă îi dă copilului mâncarea, hainele curate, când îi pregătește ceea ce îi place copilului, înseamnă că îl iubește, desigur. Dar atunci când o mamă îl educă printr-o pedeapsă pe copilul ei, îndemnându-l să nu mai facă lucrurile acelea care îi primejduiesc viața, oprindu-l să nu cadă într-o groapă plină cu apă, ținându-l de mână să nu treacă strada când circulă mașinile, atunci mama îl iubește la fel de mult ca prima dată? Dacă Dumnezeu nu te eliberează, deși tu te rogi, ce ar trebui să faci atunci? Versetul 31 face o precizare foarte importantă.
Israel a văzut mâna puternică pe care o îndreptase Domnul împotriva egiptenilor. Poporul s-a temut de Domnul și a crezut în Domnul și în robul său. Când s-a temut și când a crezut? Atunci când a văzut mâna puternică. Vederea acestei lucrări mărețe i-a făcut foarte mult să se încreadă în Dumnezeu. Acum se și temeau de Domnul, dar și de robul său Moise. Poporul, întregul popor evreu, a văzut ceea ce făcuse Domnul pentru ei, dar și egiptenii au văzut lucrul acesta. Și totuși, evreii au văzut modul în care una dintre cele mai puternice armate de atunci a fost înghițită de ape. A văzut cum a fost înfrântă, fără ca ei, evrei, să miște măcar un deget. Evreii au văzut că acele ape, care stăteau ca două ziduri uriașe când au trecut ei, la un moment dat s-au prăvălit peste egipteni. Apele i-au acoperit. Acesta a fost tocmai rezultatul dorii de Dumnezeu. Să vadă, să se teamă și să creadă în el. Din păcate, israeliții n-au rămas în această atitudine de respect și de credință față de Domnul. Este posibil că atunci când evreii s-au temut și au crezut în Domnul, să fi fost mai mult o exprimare a sentimentelor decât o credință adevărată, deoarece ei au părăsit repede acest respect pentru Domnul, ca și pentru Moise. Putem spune însă că eliberarea prin sărbătoarea Paștelor și miracolul trecerii Mării Roșii sunt împreună, merg împreună, sunt legate. Dacă nu ar fi fost victoria câștigată la Marea Roșie, răscumpărarea de Paște nu ar fi însemnat nimic. Dar ei, evreii, nu ar fi ajuns niciodată la Marea Roșie dacă nu era miracolul mântuirii lui Dumnezeu în noaptea de Paște. Ei au stat la adăpost când Dumnezeu a trecut prin mijlocul Egiptului. Dacă n-ar fi fost atunci răscumpărarea prin sângele mielului, ei n-ar mai fi ajuns niciodată la Marea Roșie. Același lucru este bine să-l avem în vedere fiecare dintre noi. Răscumpărarea crucii nu ar însemna nimic fără miracolul învierii Domnului Iisus. Cele două lucrări de eliberare trebuie să meargă mână în mână. Este o atitudine pe care este bine să o corectăm, pentru că noi vorbim foarte mult despre crucificarea Domnului Iisus, despre suferințele Lui, despre durerea Lui pe cruce. Sigur că așa au fost. Toate acestea le-a suferit Domnul Iisus. Dar dacă ar fi murit și ar fi fost încă și astăzi în mormânt, la ce ne erau ele de folos? Momentul învierii Domnului Iisus a activat toate aceste merite pe care El ni le-a oferit și am devenit moștenitorii biruinței sale datorită acestor merite, însă prin învierea Lui. De aceea, dacă vorbim prea mult despre suferințele Domnului Iisus și prea puțin despre înviere, aceasta ne arată faptul că ne preocupă mai mult necazurile din viața noastră, decât speranța învierii, decât speranța vieții veșnice. Analizați-vă, vă rog, atitudinea vis-a-vis de relația cu Dumnezeu. Prea multe rugăciuni de necaz, de amărăciune, de ajutor, de disperare față de Domnul Iisus și atât de puțin vorbim cu Domnul despre viața veșnică. Atât de puțin vorbim despre speranța mântuirii. Atât de puțin ne gândim la ceea ce va fi în împărăția cerurilor, când vom fi alături de Domnul Iisus. Ar trebui măcar un echilibru. Deși accentul
ar trebui să-l avem pe speranța că într-o zi toate aceste lucruri se vor opri. Toate relele vor înceta. Pentru că biruința învierii Domnului Iisus va fi activată în dreptul nostru și oferta veșniciei ne va fi atunci împlinită. Psalmul 34 cu versetul 8 ne îndeamnă mereu și mereu. Gustați și vedeți ce bun este Domnul. Ferice de omul care se încrede în El. Gustăm prea mult din suferință. Gustăm prea mult din nefericire. Gustăm prea mult din tot ceea ce este neplăcut în viața aceasta. Dar trebuie să gustăm și să vedem ce bun este Domnul prin făgăduințele pe care ne le-a făcut. Prin promisiunea că se întoarce la noi. Aceasta este o bunătate. Și într-o zi îl vom vedea. Conducerea lui Israel prin mare a fost hotărâtă de Dumnezeu pentru a sădi în inima poporului respect și credință în El. Dar credința în Dumnezeu era legată inseparabil de credința în Moise ca reprezentant al Său. Din motivul acesta, minunea trecerii prin Marea Roșie a fost făcută prin Moise. Fiind copii în credință, izraeliții aveau nevoie de minuni și manifestări divine. Da, Dumnezeu ne tratează în măsura în care El știe că avem experiență. Lucrul acesta este o realitate. Pentru evrei care nu-L cunoșteau pe Dumnezeu înainte de a veni Moise, pentru ei, descoperirea lui Dumnezeu trebuia să fie făcută prin minuni, prin manifestări divine. Ei trebuiau să vadă, trebuiau să audă. Doar așa puteau să înțeleagă. A urmat credința și credința a fost întemeiată pe vedere, pe ceea ce au văzut. Totuși, este adevărat, pentru că aceasta a fost acceptată de Dumnezeu evreilor datorită necunoașterii lor de Dumnezeu. Domnul a spus însă, atunci când Toma nu credea că Domnul Iisus a înviat, Domnul a spus chiar o fericire asupra celor care n-au văzut și au crezut. Pentru că definiția credinței din Evrei, capitolul 11, cu versetul 6, definiția credinței înseamnă nu bazându-te pe ceea ce vezi, pe ceea ce auzi, pe ce atingi, ci este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite și o puternică încredințare în lucrurile care nu se văd. O credință care continuă să se sprijine pe vedere este departe de a fi desăvârșită. Acesta era adevărul despre Israel, dar acesta este adevărul și pentru noi. Știți câți oameni îl părăsesc pe Dumnezeu pentru că se îndoiesc că El îi iubește? Știți câți oameni nu mai vor să-L caute pe Dumnezeu pentru că nu le-a răspuns la rugăciune? Știți câți oameni nu mai vor să citească pe Biblie pentru că ei nu mai cred că acele cuvinte din Sfânta Scriptură sunt o realitate? De ce? Pentru că oamenii aceștia cred că simțurile sunt credință. Cele 5 simțuri ale omului nu sunt elemente ale credinței. Ele pot să fie manifestări ca dovezi ale credinței, dar credința este principiu, nu este sentiment. La început, el poate să funcționeze așa, dar dacă un creștin rămâne bazat pe sentimentele sale și nu pe credință ca principiu, se va întoarce foarte repede și deseori în robia păcatului. Așa cum au făcut evreii. Ei au crezut pentru că au văzut. Dar când n-au mai văzut, ei n-au mai crezut.
Și chiar în ciuda faptului că au văzut, ei au pierdut credința. Pentru că, de fapt, credința este darul lui Dumnezeu, pe care dacă îl lași să intre în inima ta, dacă îl exersezi, el te va antrena și te va face să rămâi statornic. Probabil că dacă n-am ști nimic despre istoria care a urmat a lui Israel, am considerat că aceste cuvinte din versetul 31 ne confirmă faptul că au continuat evreii călătoria cu bucurie, cu toată încrederea și cu toată inima în Dumnezeu. Niciodată n-au mai manifestat neîncredere, oricât de mare ar fi fost criza prin care treceau. Dar știm ce s-a întâmplat. Pentru că viața lor, bazată pe vedere, nu a dezvoltat principiul credinței. Și dacă observați cu atenție, cele două verbe așezate în ordinea aceasta ne arată așezarea greșită a sentimentelor și a principiilor. Când poporul se teme de Domnul și apoi crede în Domnul, lucrurile nu au baza așezată frumos. E ca și când așezi acoperișul unei case și temelia o pui deasupra. Cât va rezista? Întâi, trebuie să crezi în Domnul. Și pe baza credinței se dezvoltă cunoașterea. Și în felul acesta apare teama de Domnul, care înseamnă respect față de El. Crezând în Domnul, primești împlinirea făgăduințelor. Și cu cât primești mai multe făgăduințe, cu atât te temi mai mult de Dumnezeu, dându-i respectul corespunzător. Aceasta este rațiunea. Ei s-au temut de Domnul. Da, frica este un lucru bun atunci când te duce către credință. Dar dispare odată ce ți-ai pierdut credința. Practica persistentă a idolatriei arată că evreii nu trecuseră cu adevărat din întunericul spiritual la viața spirituală. Nu numai că îi vedem și îi auzim mormăind, chiar când erau pe țărmul celălalt al Mării Roșii, strigau, nu erau morminte în Egipt. Îi vedem mai târziu că vor face repede un vițel de aur, pe care l-au numit Dumnezeu conducător. Evreii, când au văzut mâna puternică, s-au temut de Domnul, au crezut în Domnul, dar au crezut și în robul lor Moise. Pentru prima dată se dă titlul lui Moise ca fiind robul Domnului, titlul de slujitor al Domnului. Este atât de frumos, pentru că acesta este cel mai înalt titlu pe care un om muritor îl poate avea. Să fie numit slujitorul lui Iahve. Să te numească Dumnezeu slujitorul lui? Este extraordinar. Dar știți ce se întâmplă? Din nefericire, oamenii încearcă să scrie doar pe cruce la înmormântarea cuiva. Aici odihnește roaba, aici odihnește robul, sugerând faptul că la moarte ei au devenit robii Domnului. Dar cum poți să-L slujești pe Dumnezeu în timpul morții? Pentru că morții nu mai știu nimic. De ce un om nu dorește să aibă eticheta pe care Dumnezeu să-i așeze în viață și în caracterul său, așezându-se la dispoziția lui Dumnezeu, numindu-se robul Domnului? Robul Domnului înseamnă că nu mai fac eu ce vreau, ci fac ceea ce spune stăpânul. Aceasta este descrierea pe care Apostolul Pavel o face în Galateni, capitolul 2, cu versetul 20. Nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Eu am devenit robul Lui.
înseamnă mai mult decât un credincios, când se spune robul Domnului. Descrie individul care acționează în numele lui Dumnezeu, în numele stăpânului său. Atunci când Moise și-a întins mâna, Dumnezeu a folosit-o ca pe mâna sa. Isaia 63 ne confirmă lucrul acesta. Atunci poporul și-a adus aminte de zilele străvechi ale lui Moise și a zis: unde este acela care povățuia dreapta lui Moise cu brațul său slăvit, care despica apele înaintea lor să-și facă un nume veșnic? Cât de frumoasă este legătura între slujitor și stăpân, între Moise și Iahve. Moise a fost reprezentantul personal al lui Dumnezeu, atât în mesajul mântuirii, cât și în mesajul judecății. Ca urmare, poporul s-a temut de Domnul și a crezut. Din păcate însă, Israel nu a rămas în același respect și nici în aceeași credință față de Domnul. Și aș putea să fac aici o întrebare: dacă nu cumva lipsa de credință pe care cineva o simte, nu cumva se datorează lipsei de respect pe care o are față de Dumnezeu? Verifică-ți, te rog, credința cu respectul față de Dumnezeu. Cum te porți cu El? Cât de dispus ești să fii robul Lui? S-ar putea întâmpla credința ta să fie influențată de respectul pe care îl dai sau nu îl dai lui Dumnezeu. Atitudinea aceasta de a se teme de Domnul și de a crede în El este posibil să nu fi fost mai mult decât o circumstanță a sentimentelor. Pentru că dacă ar fi fost o credință adevărată, evreii nu au părăsit, nu l-ar fi părăsit atât de repede, lipsindu-l de respect pe Domnul, dar și pe Moise. Există un lucru pe care trebuie să-l știm, și anume că principiul nu dispare. Sentimentul dispare. Funcție de împrejurări, noi ne manifestăm sentimentele, dar principiul rămâne statornic. De aceea, credința nu trebuie să fie sentiment. Credința este principiu în care nu simți, nu vezi, nu auzi, dar rămâi statornic. Pentru că îl cunoști pe cel care ți-a spus să faci lucrul acesta sau ți-a spus să aștepți. Când poporul s-a temut de Domnul și a crezut în Domnul, faptul acesta a dovedit că temerile izraeliților, dar și amenințarea îngânfaților egipteni, erau deopotrivă de neîntemeiat. Lucrarea slăvită a lui Dumnezeu le-a spulberat pe amândouă. Ce a spulberat? Temerile izraeliților. Dar a spulberat și amenințarea egiptenilor. Amândouă era nevoie să dispară. Și doar Dumnezeu a putut să facă lucrul acesta. Acele șape, care slujeau ca ziduri celor răscumpărați ai Domnului, au slujit și de morminte pentru faraon și ai săi. Spuneam în altă ocazie că Dumnezeu, atunci când creează un eveniment, are multiple interese. Chiar dacă nouă ni se pare că este special pentru noi și doar noi avem beneficiul asupra Lui. Cei ce umblă prin credință găsesc o cale să meargă pe acolo, pe unde ceilalți nu găsesc decât un mormânt. E atât de frumos să înțelegem lucrul acesta. Pentru că întotdeauna credința găsește un drum pe care numai ea poate să meargă, pentru că este condusă de Dumnezeu. Când cei fără credință doresc să meargă pe acolo, se vor înfunda și nu vor mai ieși de acolo.
Faraon era într-o împotrivire fățișă față de voia lui Dumnezeu când a încercat să treacă Marea Roșie. Întotdeauna va fi adevărat acest lucru, că cei care voiesc să imite faptele credinței vor fi rușinați. Nu știu dacă înțelegem lucrurile acestea. Le credem? Le înfăptuim? Le trăim puterea zilnic? Uneori noi o facem pe credincioșii, dar nu avem deloc credință. Uneori pozăm ca fiind slujitorii lui Dumnezeu, dar nu-L cunoaștem pe Stăpânul. Din cauza aceasta, e posibil să pățim de multe ori ceea ce faptele apostolilor descrie la un moment dat, că niște oameni doreau să scoată demoni în numele lui Pavel și în numele lui Iisus pe care îl propovăduia Pavel. Iar demonii știau despre Pavel, îl cunoșteau pe Domnul Iisus, dar mai știau ceva. Că oamenii aceștia n-aveau nicio legătură cu Domnul, ci doar foloseau niște formule, crezând că îi poate intimida pe demoni. Viața lor a fost în pericol. Au fost stingiuiți, jefuiți și probabil că a intervenit Dumnezeu ca să rămână în viață. Poporul s-a temut de Domnul și a crezut în Domnul după ce a văzut mâna puternică. Mai târziu, necredința o vedem aceeași în toate epocile Vechiului Testament. La fel și în Noul Testament. David, într-o situație proastă, descurajat, a spus, voi pieri într-o zi de mână lui Saul. Deși era uns ca să fie împărat, deși avea făgăduința lui Dumnezeu că se va așeza pe tronul lui Saul. Știți ce a făcut? Apăsat și frământat de gândul acesta, a plecat la filisteni, dușmanii de moarte ai lui, și acolo a făcut-o pe nebunul. S-a burtat ca un nebun, lăsând să îi curgă pe barbă, zgriind ușile. Și toți filistenii știau că el este unsul Domnului. Atâta dispreț, încât nici măcar nu l-au atins. L-au lăsat fiindu-i milă și îndepărtându-l din preajma lor. Teama l-a determinat pe prorocul Ilie să fugă în dezordine de amenințarea Izabelei. Iar frica, în curtea marelui preot, în jurul focului și nu numai, teama l-a făcut pe Petru, chiar pe cel care a scos sabia în grădină, l-a făcut să se lepede de Domnul și să fugă din locul încercării. Câți dintre noi care se confruntă cu suferința, cu supărarea sau cu dezamăgirea, nu ne-am înspăimântat, având momente de necredință și îndoială. Cu toate acestea, nu există nicio dificultate prea mare pentru Domnul. De fapt, atunci când nouă ni se pare că necazul este cel mai mare, tocmai atunci este cea mai potrivită ocazie ca Dumnezeu să-și arate puterea și harul pentru noi. Slăbiciunea omului, neputința lui, este oportunitatea lui Dumnezeu. De aceea, experiențele în sălbăticie sunt concepute pentru a testa realitatea, pe de o parte, a autocunoașterii noastre, să ne vedem în ce stare suntem, și pe de altă parte, profunzimea credinței și încrederii noastre în Cuvântul lui Dumnezeu. Din cauza aceasta, Dumnezeu îngăduie anumite piedici în viața noastră. De aceea Dumnezeu îngăduie să vină necazuri în viața noastră. Să ne cunoaștem care este realitatea credinței noastre. Și ne verifică Dumnezeu și ne arată în același timp, prin atitudinea noastră, cât de profundă este credința și cât de mare și statornică este încrederea noastră. Dacă încercăm să rezolvăm situațiile dificile din viața noastră prin
alte mijloace compromițătoare și nu-L așteptăm pe Dumnezeu, lucrul acesta ne transmite un singur mesaj. Va trebui să repeți încercarea. Pentru că nu ești la nivelul așteptat de Dumnezeu. De aceea nu este de mirare că aceleași lucruri revin în viața noastră. Pentru că Dumnezeu vrea să învățăm ceva din acele lucruri. Israel a văzut mâna puternică pe care Dumnezeu îndreptase împotriva egiptenilor. Și i-a eliberat. Un lucru revine în discuție acum. Atunci când Dumnezeu te eliberează, trebuie să-i dai slavă, așa cum poporul s-a temut de Domnul și a crezut în Domnul. Însă, aceeași credință în Dumnezeu a avut rezultate diferite. Ce frumos ne place să vorbim despre cei trei tineri din cartea profetului Daniel, Șadrac, Meșac și Abednego. Atunci când Nebucadnețar amenința că îi va arunca în cuptor dacă nu se închinau în fața idolului său. Ei spun, Dumnezeu nostru căruia îi slujim poate să ne izbăvească din cuptorul focului aprins. El ne va izbăvi din mâna ta, rege. Adică tu poți să ne iei viața, dar El ne dă veșnicie. Dar chiar dacă nu o face, să știe regele că nu vom sluji zeilor tăi. Nu ne vom închina icoanei de aur pe care ai ridicat-o. Tinerii aceștia trei erau gata să-L slujească pe Dumnezeu, gata să-I dea laudă, fie că i-ar elibera, fie că ar fi ars de vii. Este prea mult? Este prea îngrozitor să stai liniștit indiferent de decizia pe care Dumnezeu o ia în dreptul tău? Să accepti senin pierderea? Să poți să stai liniștit când ți se iau drepturile, știind că Dumnezeu va avea grijă de tine? Într-o zi se vor întâmpla lucrurile acestea. Iar noi trebuie să ne antrenăm pentru acele momente despre care Biblia spune că cei neprihăniți vor trăi prin credință. Când Dumnezeu te eliberează, dă-I slavă, pentru că ai văzut mâna Lui puternică. Dar când Dumnezeu nu te eliberează, și atunci trebuie să-I dai slavă. Foarte mulți din copiii lui Dumnezeu s-au încrezut în El. Au murit însă prematur de boală, au fost uciși pentru credința lor, aruncați la animale sălbatice, aruncați în mare cu picioarele și mâinile legate, așezați în copaci după ce au fost unși cu petrol și ardeau ca niște candele vii. Capitolul 11 din Epistola către Pavel, din Epistola către Evrei a lui Pavel, consemnează numeroase victorii pe care poporul lui Dumnezeu le-a obținut prin credință, chiar dacă ei au murit. Este înduioșător modul în care sunt descriși aceștia. Într-adevăr, femeile și-au primit morții prin înviere, dar nu așa s-a întâmplat mereu. Unii au fost chinuiți, neacceptându-le eliberarea, pentru că aveau în vedere o înviere mai bună. Alții au experimentat batjocuri, au primit lovituri de bici, au fost ținuți în lanțuri și în închisoare, au fost uciși cu pietre, ca Sfântul Ștefan, au fost tăiați în două cu fierăstrăul, ca și Isaia, au fost uciși cu sabia, umblau în piei de oaie, în piei de capră, pentru că n-aveau altă îmbrăcăminte. Au rătăcit prin deșert, prin munți, prin peșteri și gropi în pământ. Aceștia nu au fost eliberați. Dar când Dumnezeu nu te eliberează, dă-I slavă. Pentru că aceasta înseamnă că nu
te temi de Domnul și nu crezi în El pentru că ai văzut ceva, ci pentru că ai crezut în El. Israel a văzut mâna puternică pe care Domnul a întins-o împotriva egiptenilor. Și prin mâna aceea întinsă, evreii au văzut că Dumnezeu a răzbunat pruncii pe care egiptenii îi necaseră. Egiptenii le-au luat prunci evreilor. Dumnezeu a luat adulți. Dumnezeu a pedepsit pe faraon pentru toată purtarea sa mândră și insolentă față de Moise, față de ambasadorul său. Aceasta înseamnă că Dumnezeu știe cum se poartă cei necredincioși față de slujitorii lui, față de copiii lui Dumnezeu, atât în familie, cât și la locul de muncă, pe stradă, în societate. Atunci când cineva batjocorește pe solii Domnului, el nu face altceva decât să aducă ruină fără remediu. Este ruina vieții lui. Iată-l acum pe Dumnezeu, cum îl face pe Moise să se uite la omul acela plin de mândrie, care l-a înjosit, l-a alungat din palatul lui. Iar palatul din care Moise fusese alungat ar fi putut să devină în stăpânirea lui Moise. Acum Moise se uită la cel care nu-l mai vede, dar care este întins și desfigurat. Putem să vedem pustiirile pe care le-a făcut Domnul și să scriem, dar nu în apă, ci să scriem cu un condei de fier în stâncă pentru totdeauna. Aici zace acel tiran sângeros care a sfidat pe Creatorul său, cererile, amenințările și judecățile sale. Este un răzvrătit față de Dumnezeu și un sclav al propriilor sale patimi barbare. Aici a coborât în groapă, deși era teroare pentru cei vii. Acesta este faraonul și toată mulțimea lui. Catehismul din Heidelberg, din 1563, are o întrebare de început. Care este singura ta mângâiere în viață și în moarte? Și, așa cum este obiceiul de completare al catehismului, dă și răspunsul. Singura mângâiere în viață și moarte? Că nu sunt al meu, ci aparțin trup și suflet, în viață și în moarte, credinciosului meu mântuitor, Iisus Hristos. El a plătit pe deplin pentru toate păcatele mele cu sângele său prețios, m-a eliberat de tirania diavolului. El veghează și asupra mea, în așa fel încât să nu-mi cadă niciun păr din cap fără voia Tatălui meu din ceruri. De fapt, toate lucrurile trebuie să lucreze împreună pentru mântuirea mea. Ce frumoasă această siguranță de mângâiere dacă ne-am însuși eu și noi. Singura mângâiere în viață? Că nu sunt al meu. Singura mântuire în moarte? Așa cum spunea Pavel, moartea este un câștig. Iar a trăi înseamnă Hristos. Minunea de la Marea Roșie pentru izraeliți a avut un mare efect asupra lor. La fel cum este învierea Domnului Hristos pentru cel credincios. A fost o piatră de temelie pentru doctrina evreilor. Mai întâi, vorbim despre percepția miracolului, despre modul în care evreii au perceput minunea. Israel a văzut mâna puternică. Cuvântul văzut vorbește despre mai mult decât o observare întâmplătoare a unui eveniment. Vorbește despre percepție sau despre înțelegerea sensului. Domnul Iisus a vorbit despre acei necredincioși care, văzând, ar putea să nu vadă. Unii dintre izraeliți au văzut miracolul de la Marea Roșie și au crezut. Unii nu văd dovezi, pentru că inima lor este plină de necredință intenționată.
pun pe seama întâmplării, pe seama unor circumstanțe, mulți nu văd că Dumnezeu se interesează de ei, pentru că credința este hrănită în inima lor. A doua înțelegere cu privire la minunea lui Dumnezeu a însemnat pietate generată de miracole. Poporul se temea de Dumnezeu. Primul efect al vederii acestui mare miracol pentru evrei a fost respectul pentru Dumnezeu, teama. Însă a te teme de Dumnezeu, în adevăratul sens, înseamnă a respecta. Teama de Dumnezeu nu înseamnă frica de Dumnezeu. Noi ne temem de Dumnezeu, dar puțin îi dau vreo reverență în atitudinea cu privire la Biblie, la rugăciune, la trăirea zilnică, la ascultarea de cuvintele sale. Dacă îl respecti pe Dumnezeu, este vreun cuvânt pe care El l-a scris în Scriptură și nu îl respecti? Ce se întâmplă dacă nu respecti un articol din legea circulației? Cu siguranță te aștepți la sancțiuni. Dar câte versete din Sfânta Scriptură le știi? Că Dumnezeu le-a zis. Și nu le împlinești. Nu le asculți. Ba, nici nu le crezi. Nici nu te interesează. Pietatea trebuie să vină din minunile care ți s-au întâmplat. A treia învățătură este transformarea pe care minunea trebuie să o facă în viața noastră. Evreii au crezut în Domnul și au crezut în robul său Moise. Minunea i-a făcut să creadă din niște oameni care murmurau, ne-a dus ca să murim în pustie. Acum alta a fost atitudinea lor. Credința a fost și un rezultat al miracolului de la Marea Roșie pentru evrei. Repet, nu a ținut mult, dar pe moment a fost suficient ca lui Dumnezeu să-i placă lucrul acesta și să-l consemneze. Atunci când puterea lui Dumnezeu este observată, atunci când privim la ceea ce a făcut Dumnezeu pentru noi, ea trebuie să producă credință. Însă are Satana destui oameni în jur care interpretează lucrările lui Dumnezeu și le explică pentru a încerca să împiedice credința. Da, oamenii au crezut în liderul pe care Dumnezeu îl stabilise pentru ei. Au crezut în Moise. Așa se întâmplă și astăzi. Dacă predici cuvântul lui Dumnezeu, vei avea sprijinul celor care cred în cuvânt, care se roagă pentru tine, care te susțin. Nu același lucru fac și ceilalți. Și toți cei care nu susțin predicarea lui Dumnezeu, nu cred în Dumnezeu. Întotdeauna opoziția adesea vine de la necredincioși și deghizați în credincioși. Numai că împotrivirea lor li se descoperă cu ușurință. Așa cum spunea Domnul Iisus, orice pom bun face roade bune. După roadele lor îi veți cunoaște. Un comentariu evreiesc antic compară salvarea pe mare a izraeliților cu un bărbat care mergea singur cu fiul său într-o noapte întunecată. Tatăl și fiul au mers în rând pentru a rămâne pe drumul îngust, pentru că deja terenul se îngustase. Când tatăl a simțit un hoț în fața lor, și-a mutat fiul în spatele lui pentru a-l proteja. Când tatăl a simțit un lup în spatele lor, și-a mutat fiul în fața lui, ca să fie în siguranță. Dar când s-au apropiat atât hoțul, cât și lupul, în același timp, tatăl a făcut un gest semnificativ.
l-a luat pe fiul său, l-a pus pe umeri pentru a-l proteja de ambele amenințări. Cu siguranță, fiul s-a simțit confuz când a fost împins înainte și tras înapoi de tatăl său. Cu toate că avea încredere în tatăl lui, aceasta era singura modalitate de a-l păstra în siguranță pe calea întunecată și amenințătoare. Pe măsură ce și noi mergem pe calea incertă a acestei vieți, conducerea lui Dumnezeu poate fi profund confuză. Uneori nu știm de ce suntem dați înapoi, de ce suntem blocați să nu înaintăm. Uneori suntem împinși și nu ne explicăm de ce. Uneori calea este confuză. Actul nostru de credincioșie este însă să încetăm să stăm nemișcați și să strigăm, să murmurăm, să criticăm. În schimb, ceea ce avem de făcut este să mergem înainte. Pentru că în felul acesta vom fi alături de Domnul și sub protecția Lui. În capitolul acesta au fost multe inversări confuze care au dus la procesul de eliberare. Israeliții au fost eliberați cu daruri de aur și de argint. Însă, deși aveau valorile acestea, s-au uitat și au văzut că sunt urmăriți de o armată înverșunată. Moise le-a spus să rămână nemișcați și să vadă ce va face Dumnezeu. Apoi Dumnezeu le-a spus să nu mai stea nemișcați și să meargă înainte. Apoi stâlpul care ducea s-a mișcat în spatele lor. Apoi au mers prin adâncurile unei mări pe uscat. Armata i-a urmărit. Și atunci armata a fost înnecată. Lucrurile acestea, inversările acestea, care par confuze, sunt în planul lui Dumnezeu. De aceea, un singur lucru trebuie să reținem. Că atunci când nu înțelegem nimic, nu trebuie să disperăm, ci trebuie să rămânem liniștiți. Pentru că Domnul este înaintea noastră și creează eliberarea. Partea noastră este una singură. Să stăm lângă El, lăsându-L pe El să conducă, să conducă viața noastră, în măsura în care am primit făgăduința aceea și pe ea ne bazăm. Aceasta înseamnă, cu siguranță, eliberarea noastră.